ecologiști rădăuțeni, niște oameni destoinici, niște oameni foarte serioși care iubesc natura. În mandatul meu s-au tras cu alimentare electrică, doar atât, și am rămas doar la acel stadiu. De 6 ani de zile aici nu s-a mai făcut nimic. Suntem pe acest traseu pentru dumneavoastră, în primul rând. Vrem să arătăm orașului că Rădăuțu se mișcă pe biciclete.